am schimbat puțin locația, îți acasă la Iulia! La Oradea și o să filmăm un clip am-nam. Din alea super amuzante, cu întrebări super penibile. Și deja l-am filmat, știu despre ce-i vorba, am râs o grămadă, sper să râdeți și voi cu noi. Pe canalul meu o să fie câteva întrebări, adică în clipul ăsta o să fie câteva întrebări, dar mai sunt câteva întrebări și pe canalul Iuliei, așadar să intrați să le vedeți și pe alea, ca să nu ratați link în descriere. Sus. Nu? Într-o parte? Sau? O să fie link-uri peste tot. Peste tot link-uri. Nu mai intrați. Numai link-uri spre canalul Iuliei o să fie. Da, găsiți link undeva, că sigur pun că altfel asta mă chilărește. Ok. Și să-i dați și follow, pentru că are niște clipuri super faine. Din America. Și pentru că a fost în America. Ok, dragilor, îi dăm drumul. N-am făcut poze pe ascuns cuiva. Cuiva? Oh, serios? Cine nu face ever? Anul ăsta de Revelion îmi doream eu mult o geantă Chanel șotanti. Avea Chanel-ul la care visam eu. Nu cred. Și am pozat-o să iau. Cum ai stat? Cât de bine a sortat Chanel-ul. Cred că așa făceam. Nu te faci că vorbești la telefon și știi cumva? Sau m-am uit undeva la ceva. O fac tot timpul, fac chestia asta. N-am umblat în telefonul altei persoane fără ca ea să știe. Da, serios? Ai? Da. Normal? Cine? La toată lumea. Da, lăsați telefoanele lângă mine. Nu mă las soțul meu, eu nu mă las soțul meu. Nu, las. Dar ce-i al lui e și al meu, ce-i al meu e doar al meu. Mi se pare normal așa. Așa e, ok. N-am cumpărat obiecte sau lucruri pe care nici nu le folosesc în prezent. Robotul de bucătărie, pentru că i-am pierdut instrucțiunile. Serios? Și nu știi să apeși pe un buton? Da, are atâtea chestii, nu mai știu să le montez. Către montat. Ok, asta e cea mai amuzantă chestie, să ai un robot de bucătărie și să nu-l folosești când ai instrucțiuni. Cază ce le găsesc pe net, da, știu, da. Leniai mai. N-am uimit oameni atunci când le ziceam vârsta mea. Normal, oamenii care modeste. Ce e cât îți vedeau? 15? 16. Nu scuzați, acum e copilul. Da. Unde-i mama copilului? E fratele tău? N-am făcut vreo infracțiune. Ai făcut? Am depășit și limita de viteză. Fiecare zi. În fiecare zi, bravo. Păi cam da, dar cine circulă numai cu 50 în oraș, pe bune? Da, bună întrebare. Altceva ce ai mai făcut? Eu mă prindeam prima oară că am chiulit la liceu, de da, la ora de română, și m-a prins poliția. Da, e infracțiune? Adică ai stat cu 3 ani în pușcărie. De asta să mă prindeam. Eu am sărit și gardul la ștrand când eram mică, că n-aveam bani. Și ce să... M-a prins, da, infracțiune, dar nu m-a prins. Nu te prins. Păi dacă nu... Dar dacă n-aveam bani, da. Mi se pare normal că așa ai la Felix sau unde la... Nu, aici la Rășia. Da, la Rășia. Zic că nici nu se pune. E ok că mai de mult acolo la municipal se mergea prin apă, prin criș, nu știu dacă știi. Nu, nu mi-am riscat viața, da. Nici chiar așa. Dar nici nu mergeam, săream gardul și noi mergeam să ne dăm pe roțile alea, nu să facem baie, să ne scântăm. Nu știu lângă ce infractoare stau. Acolo. Infractoare. Să văd tatuajul din pușcărie. Am stat la plajă fără sutien. Nu, fără costum de baie. Fără costum de baie. Sutien. Normal. Nu mă îndrez cu asta, dar am stat. Acum o dată în viață, știi, trebuie eram să faci tânără. Tânără și după păia. Atunci când aveai 14 ani. Mă, aveam 18 și lucram la mare. Ok, ai sper să înțelege. Hai să mergem tot pe pornoșacul. Okay. N-am făcut sex, dragoste, într-o piscină publică.
eu am vrut, dar nu mi-a ieșit. Erau pastici. Ok, infractare, v-am zis că stau lângă o infractare. Next, nu, eu n-am făcut, nici nu cred că am vrut, nici n-am făcut. Nu, eu am vrut, dar eram în Egipt și soțul meu mi-a zis că acolo mi-arestează pentru așa ceva. Și atunci am lăsat-o în bani. Ce mi-ai făcut? Ai vrut să mai faci încă o infracțiune? Am uitat să iau copilul de la grădiniță. Asta e pentru mine, poți. Am vrut să pun la... Da. N-ai uitat niciodată. Nu. Infractoare, dar totuși mamă responsabilă. After all. Ai, n-ai făcut vreodată pipi în piscină? Oh, serios? Asta e ca și cum ai chiulit vreodată de la școală. Dar de sus oh. Sau de jos? De sus, ai făcut de sus! Cum poți să faci de sus? În piscină? Ai făcut în piscină? Am făcut, dar numai când apa. Eram mică. Da, no. Sigur. Ok. Dar am făcut apa mare când eram mare. Nu. Nu, crezi că chiar se colorează apa vreodată? Nu știu. Eu cred că e un mit. Nu cred că se colorează apa. Da, dacă ați pățit-o, scrieți-ne mai jos în comentarii. Eu sunt chiar curioasă să văd. Ai n-ai scăpat mâncare pe jos și ai mâncat-o pe urmă. Nu face risipă la mâncare. Păi da, mai ales că eu tot scap chestii. Bine, nu că mi-am scăpat omleta și am pus-o ea în farfurie, lune sau chestiile astea, mă, nu, aia zică, nu scapă. Ok, ai scăpat omleta. Nu, dar alune, dacă scap alune sau scap un biscuite, da, eu oricum nu mănânc biscuite. Nu, sigur că nu mănâncă la ora biscuite, cum să mănânce ea așa ceva. Ai, n-ai, nu, ți-ai, nu ți-ai scăpat ceva în WC-ul și să-l scoți. Da. Trebuie să spun ce am pățit. Cel mai greu dintre toți. Deci, eram la un strand undeva în Ungaria și m-am dus să mă schimb, da? Un WC-ul public în care nu, pe care nu-l folosisem eu înainte, era folosit de altcineva. Mi-a căzut telefonul fix în WC-ul. Eu. Ce să fac? WC-ul plin, da? Cu hârtie, cu de toate. Nu vreți să știți? Și am băgat mâna după el. Adânc! Și am scos telefonul, da. L-am spălat. Am dus telefonul și l-am băgat încă o dată la robinet și l-am făcut cu săpun, că nu știam ce-a fost în WC, eu nici nu vreau să știu nici acum. L-am uscat, dar nu cred că a mai funcționat. L-am băgat în orez, nu cred. Nu. L-am salvat degeaba, mai bine lăsăm în WC-ul. Aș mai avea o întrebare. Ia zi. Ți-a plăcut vreodată de vreun profesor? Da! Dar era de la facultă, deja la facultă. Ah, ok. Și tot timpul stătea în prima bancă și făceam așa. Și nu știa ce problema ai, auzi și cu tine. Era frumos și... Da, normal. Și mi-e plicea de... Mai sunt care arată foarte... Era de fapt din ăla, cum le zice, că nu era profesor, era la ce ține seminariile. Nu știu cum le zice. Asistent din ăla. Mie la liceu mi-a plăcut de profesor de sport. Era tânăr? N-am spus vreodată că am o relație, dar de fapt nu aveam. Păi cum altfel scap de... Eram tinerică și vroiam să scap de unul și de altul. Ziceam, am iubit. Da, normal, mi se pare normal. Păi cum altfel, nu s-a cum altfel nebunț politicos? Ei ziceau, nu cred că ești prea urâtă. Arată-mi poze. Zicea, a avut-o mișoara, dar unde și-ara... Nu pot, am iubit. Nu cred, ești prea urâtă. Vreau nu o să te întreb cu ceasă. N-am fost într-o mare dilemă în alegerea culorii unei oje. În fiecare dată când merg la salon, că eu am unghiile cu cer, în caz că n-ați observat. Și le fac la My Beauty Secret Salon, din Timișoara. De pe strada Luminei, numărul 40. Vă las link-ul în descriere. Numărul de telefon a manicuristei în descriere, dacă vreți. Așa, dar nu fiecare dată vreo 15 minute stau să mă tot gândesc. Da, știu, eu o problemă reală. Am crezut că sunt singura nehotărâtă, dar se pare că la salonul My Beauty Secret Salon au foarte multe nuanțe din care poți alege. Să fii și eu pe acolo, până că Timișoara e așa departe. Da. Unghiile mele. N-am fost pe gânduri să mă înscriu la Bravo Ice Team. La Bravo Ice Team. Hai zile, adevărul, hai.
Hai mă, că o ridicat pe aia, o pot! Eu n-am fost cam copil și nu pot să lasă, mă duc. Nu, hai să vă zic care a fost faza, trebuie să explic. Da, în primul și în primul rând, nu mă uit la emisiune. Nu mă mai uit la emisiune. Maica mea, când a început primul sezon, mi-a zis, Iulia, hai, nu vrei să te înscrii, uite-te ce mișto! Și atunci, recunosc că da, m-am gândit puțin, înainte să fie primul sezon, m-am gândit la chestia asta. Dar înscrierile aveau loc exact în data în care era o nuntă a unor prietenei mei în Viena și nu aveam cum să ajung și la înscrieri și la nuntă. Așadar, nu m-am înscris la Bravo Estil și bine am făcut. Pentru că nu mă agrez deloc în emisiune. Da. Am înțeles. Eu am copil, eu am prunci de crescut, n-am timp de... Nu, dar e țigăneală acum, pe bune. Dacă s-ar pune deci mai mult accent deloc pe modă, și mai puțin mie nu pe... mai place deloc. M-am uitat, recunosc. Și eu m-am uitat în sezonul ăla cu Silvia. Mi-a plăcut tare mult pe Silvia. Și în timp ce spăl vasele și fac curat, mă mai uit din când în când. Îți abia la sezonul 2. Dacă eram eu, te uitai, așa? Nu. Mă votai? Nu. N-am bani de asta. Că trebuie să te prietene. Da, te vădăm. Cum să nu? Sigur că da. Anna, am vrut să mă dau măcar o dată mare cu ceva. Măcar o dată mare cu ceva? Nu. Probabil că am putut. Da, na, toată lumea vrea să se dea mare. Eu tot timpul vreau să mă dau mare la sală, dar-s cam mică. Știi, nu știu cu ce m-am dat mare? Hai mă, cu mersul în America, doamne! Mereu mi-a dorit să mă dau mare că am fost în America. Tot timpul te dai mare că ai fost în America. Și tu te dai mare tot timpul că ai un Chanel. Unul ai numai. Da. Dar am și o broșă și o pereche de cercei. Asta am nașpa. Trebuia să specifice. E sigură că... Am nașpa. Adevărat. Și când să-i... Îți vintici, așa par adevărată, dar nu ai bale știe. Nu băgă mâna în foc pentru nimic în ziua de astăzi. N-am fost dat afară dintr-un local. Local? Da. Nu. Că eu sunt fată finuță și Iulia la fel. Normal. Noi nu ne certăm, nu ne dă lumea afară. Pe noi ne primește lumea. Pe noi ne primește, nu ne dă afară. Toată lumea zice, băi, dar hai la mine local. Se bat pentru noi. Da, clar. N-am purtat vreodată haine care nu îmi plăceau doar pentru a face pe altcineva fericit. Pe bunica. Me never. Tu n-ai purtat niciodată. Don't mess with my Bă, da, eu am purtat, adică dacă am primit cadou ceva, n-am vrut să supăr persoana respectivă că n-am purtat cadou pe care l-am primit de la ea. Bună mea, mătușă mea, fie ce-o fi, don't mess with my style, bitch! N-ai sufle! Ain't gonna wear that shit, bro! Eu am făcut așa că puteți să faceți cadou haine pentru că să le port și dacă nu-mi plac, glumesc. Nu se pune, numai dacă țin foarte mult la persoana respectivă și... Nu vreau să supăr. Da, primesc cadouri frumoase. Nu, eu n-am purtat pentru că n-am primit. Pentru că eu sunt nesimțită și nimeni nu-mi dă nimic. Dacă nici bunica ta nu-ți dă... Haine, nu. Eu am primit de mere, pere... Zacuscă. Zacuscă, da. Dar am o vestă, da, am o vestă de la bunica mea. De-aia faină, de-aia faină. Ce place. Da, da. Bine, și eu. Eu am confiscat-o, cred că nici nu și-o dat seama. Sărăcuța asta care primește 100 de ani cu... 100 de haine, confiscă haine de la bunica. N-am vrut alt nume. Alt nume? N-am vrut alt nume. Nici nu m-am gândit. Gisele. Mie îmi place. Iulia. Laura. Bine că măcar ție îți place. N-am bani din YouTube. Așa că dați-ne like și follow ca să facem și noi niște bani cinstiți. Da. Că și așa pierdem vreme aici înregistrându-ne ca proastele și tot nu câștigăm nimic. Bun, că ați câștigat ceva. Atâta tot? Se fini. Monșerii. Sperăm că v-ați distrat cu noi. Noi chiar ne-am distrat cu aceste întrebări. Am aflat câteva lucruri despre Laura. Vă mulțumesc pentru întrebări. Da. Hai, zici și ceva, că totuși deci e video, da? Deci video e, de fapt, da. Și să nu uitați să-mi dați like. Dacă vreți să mai facem altă dată chestii de astea, vă rugăm să-i scrieți Laura, să-și pună telefonul pe silent, pentru că este lipsă de respect, în primul rând, față de voi și după aia față de mine.
Ok, repet. Dacă vă place, zici tu, Laura, ceva. Ok, dragilor, sper că v-ați amuzat cu noi. Acum devenim serioase. Da. Nu uitați să dați un like acestui clip dacă v-a făcut plăcere să ne urmăriți și dacă v-ați amuzat cu noi și dacă ați făcut și voi pipi în piscină. Cine l-a făcut pipi în piscină? Păi da, și dacă trăiți în România, dați like la acest clip. Sau dacă vorbiți limba română, hai să vedem câți dintre voi vorbesc limba română. Da, bine, gata, hai să terminăm. Nu uitați că ne vedem pe social media. Eu o să am un giveaway super fain. Da, să știi că mă bag și eu. E jantă Michael Kors neagră. Nu-i neagră, e bej, mă. Tu ai votat cu negru? Da, dacă nu mi-i seamă votul, votați degeaba, că Laura nu vă bagă în seamă. Totul meu. Deci la următorul clip o să anunț giveaway-ul pe luna asta și o să fie un giveaway super fain pentru că împlinesc un an de YouTube! Yeah. Deci, până data viitoare ne vedem pe social media. Găsiți link-urile în descriere și dați-ne follow. Neapărat. Neapărat. Și... Că dacă dați follow, Iulia vă ia cu ea la America. În America! În vlogurile următoare!